Răzvan Ursuleanu la microfon. O să-mi permit o scurtă paranteză. Chiar la început de emisiune mă gândeam chiar la titlul emisiunii, În comunitate. E o formă de a spune, pentru că nu este vorba doar de o comunitate. Deci nu este, noi nu suntem prezenți într-o comunitate anumită și definită ca atare. Nu. București FM, o să vă invit să vă uitați și la arhivele noastre, și în trecut și în prezent ne-am ocupat de comunități, de orice comunitate, orice grup de oameni care are o idee, un proiect și așa mai departe. Deci am avut sentimentul la început de emisiune că e bine să definez foarte clar, dacă mai e cineva care nu a înțeles, ce înseamnă titlul emisiunii, În comunitate. Stăm de vorbă de la distanță, pentru că astea sunt noile, asta e noua istorie a tuturor, cu Andrada Cilibiu de la Centrul Filia. Andrada, bine ai venit în emisiune. Bună ziua și mulțumesc. Ce face Andrada? Tocmai aveam o bază de date în față de la Ministerul Sănătății cu numărul de avorturi în 2019 și din punct de urgență. Stai, o secundă, zici tu, bine, fac, ce mai face, salutare, dragi, să intrăm firește și în subiect, dar nu vorbim doar noi doi, sunt și ascultătorii noștri, știi. Literalmente asta făceam. Te întrebai o formă de a discuta. O să te rog la început să vorbești puțin despre Centrul Filia, am anunțat că tu ești de la Centrul Filia și poate nu toată lumea știe ce fel de centru este, cu ce vă ocupați, care sunt proiectele voastre, și o să te rog pentru început de discuție așa o scurtă trecere în revistă. Sigur, Centrul Filia există încă din anii 2000, de fapt din anul 2000 a fost înființată și este cel mai mare ONG care se ocupă cu drepturile femeilor. Pe două direcții foarte clare, una accesul la drepturi reproductive și la sănătate, și cealaltă, violență împotriva femeilor în toate formele, de la violență domestică la hărțuire stradală sau violență psihologică. Nu lucrăm direct cu victimele, ce face Centrul Filia este să pună pe masa decidenților, politici publice, cercetări, sau să strângă din comunități, pentru că lucrăm și pe teren, să strângă din comunități informații despre experiențele femeilor și să le transforme în politici publice sau în proiecte prin care să schimbe ce... să schimbăm, de fapt, ce vedem că nu funcționează. O să te rog, de asemenea, să vorbim puțin și despre... să facem și o paralelă cu România, pentru că indiferent ce se întâmplă în... asta e o formă de cinism, dar asta e adevărul. Indiferent ce se întâmplă în lume, oricât de grave ar fi problemele cu care se confruntă lumea sau anumite zone din lume, întotdeauna pe noi o să ne intereseze, în primul rând, ce se întâmplă în România. De aceea, orice eveniment undeva pe glob poate avea sau nu un impact direct, acum sau în viitor, și asupra țării noastre. Și o să te rog să discutăm firește despre protestele din Polonia, după care la un moment dat să facem și o trecere către ce se întâmplă la noi în România, trecând și prin ce prevede codul penal și așa mai departe. Dar să începem cu evenimentul cel mai vizibil din ultimele zile, în afară de alegerile din Statele Unite. Ce se întâmplă în Polonia este uimitor și dureros în același timp, în sensul în care zeci de mii, sute de mii de femei au ieșit în stradă pentru dreptul lor de a alege asupra propriului corp. Polonia este un caz foarte specific în Uniunea Europeană. Polonia, nu știu dacă știți, a avut întreruperile de sarcină la cerere legale în perioada comunismului, ceea ce este un aspect foarte interesant. În Polonia, avortul la cerere a devenit ilegal în 1997, când Curtea Constituțională a decis că e neconstituțional. Și de atunci și până acum, tot vedem bătălii care s-au dat, corpul femeilor fiind folosit ca câmp de luptă în această situație. Am văzut și în 2016 o încercare a Parlamentului de a restrânge și mai tare accesul la avort. Voiau atunci să... lasă accesul la abort doar în cazul în care viața mamei este pusă în pericol. Și de asemenea vreau să introduc închisoarea pentru femeile care făceau avort în condiții ilegale, care apelau la medici care să le facă întreruperi de sarcină la cerere. Iar acum, în 2020, Polonia interzice, de data aceasta printr-o curte, nu prin parlament, interzice avortul terapeutic în condițiile în care fătul prezintă malformații sau condiții medicale care pot fi incompatibile cu viața. Hai să stabilim, să lămurim pentru ascultătorii noștri, pentru că tu într-adevăr chiar ai făcut research,
Una este, știm cu toții, una este o lege care apare conjunctural pe o situație care nu era prezentă sau modificarea la o anumită lege și alta este codul penal. Și vreau să te întreb ce s-a întâmplat de fapt în Polonia? Deci s-a mers direct la modificarea codului penal inițial sau e doar o lege așa care poate fi atacată și care nu face parte din, adică nu are legătură directă cu codul penal sau cu Constituția? Cum a fost la ei? Din câte am înțeles, din păcate este o decizie a unei curți supreme, cum a fost și decizia din 97. Ce s-a întâmplat a fost, pentru că ei nu au reușit în 2016 să treacă această lege prin Parlament, atunci au eșuat, au fost și atunci proteste, au încercat acum prin sistemul de justiție să o facă, pentru că prin sistemul de justiție au observat că au succes, cum au avut în 97 când au interzis avortul la cerere. De asta bătălie este atât de mare acum, pentru că e mai multă presiune decât a fost în 2016. Este mai complicat să existe pentru cetățeanul de rând mecanisme prin care să blocheze această decizie. Plus că Polonia a semnat declarația de la Geneva, care e un act suplimentar care să îi susțină decizia, alături de, știți, UA, Ungaria și alte state. Deci e mai rău decât în 2016 acum. Acum să facem trecerea la țara noastră, la România. Eu înainte de emisiune m-am uitat, nu știam, bine, știam așa la modul general, dar nu mă uitasem chiar la articole și la aliniate din codul penal. La noi, în acest moment ăsta în care noi vorbim, la București FM, emisiunea în comunitate, articolul 201, aliniatul 1 din codul penal, interzice întreruperea cursului sarcinii săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări. A. În afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop. B. De către o persoană... Nu sunt multe, deci o să vă rog, dragi prieteni, puțină răbdare. B. De către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică, ginecologie și drept de liberă practică medicală în această specialitate. Și C. Dacă vârsta sarcinii a depășit 14 săptămâni. Până acum, până la aceste proteste din Polonia, părea, atenție spun, așa la modul general, la o privire de la o anumită distanță asupra țării noastre, că lucrurile intraseră într-o, să spunem așa, nu pace, dar se așezaseră oarecum. Adică nu au mai fost ca în alți ani proteste violente din partea unei comunități sau a altei comunități. Nici din partea comunității, să numim așa la modul general, pro-life, nici din partea comunității pro-choice. Să dau așa doi termeni, pot fi oricare alții. Deci în acest moment în care vorbim, spuneam, codul nostru penal nu pare a fi amenințat de către o presiune care poate să vină dintr-o altă țară. Dar toate lucrurile acestea, din punctul meu de vedere sau cum le văd eu, sunt aparente și o să te rog să ne spui absolut tot ce știi, spune tot, Andra, da? Tot ce știi în legătură cu România în acest, să numesc diplomatic, circuit. Din păcate nu e chiar așa pace și liniște. Organizațiile anti-choice, eu prefer termenul ăsta pentru că termenul de pro-life e puțin deceiving, în sensul în care și noi suntem pentru viață, adică nu suntem împotriva vieții pentru că vrem să fie respectat dreptate, de femeilor de alege. Corect, e opusul, pro-choice și anti-choice, corect. Și aceste organizații au organizat în fiecare an, inclusiv anul acesta, marșul pro-life. Ei chiar așa îl numesc, anul acesta a fost pe Zoom, pe Facebook, adică de organizat l-a organizat și anul ăsta, iar în ultimii ani au fost din ce în ce mai mulți participanți în această tabără. Anul acesta, la marșul lor împotriva avortului, au vorbit chiar și manageri de spitale, ceea ce mi se pare cel puțin problematic. Și pe lângă asta, chiar dacă, apropo de codul penal, e foarte interesant că în codul penal nu există un drept pozitiv al femeii la avort. Nu, fii atentă, fapt... paranteză, corect, ai perfectă dreptate, dar m-am uitat și la asta, pentru că și mie mi s-a părut la fel. În legi în general, nu numai la noi, ci și în alte țări civilizate, eu continui să cred că România face parte în aceste țări, din aceste trei reglementări, de cele trei puncte precizate A, B și C, se interpretează un termen
juridic. Per a contrario, și de aici se poate deduce faptul că întreruperea cursului sarcinii este permisă indiferent de motivele care ar putea determina femeia însărcinată să recurgă la un asemenea procedeu, atâta vreme cât se respectă codul penal, ceea ce înseamnă atâta vreme cât se respectă cele trei puncte pe care le-am precizat. Deci s-au restrâns, sintetizat, dacă legea nu interzice în mod specific, atunci permite. Da, într-adevăr, doar că formularea aceasta în România este folosită de organizațiile anti-choice care se referă la, care susțin de fapt că codul penal se referă la protejarea vieții fătului, care protejează viața fătului după 14 săptămâni și nu la dreptul femeii la avort. Practic, ei spun că nu există un drept legal la avort, ceea ce este adevărat din punct de vedere juridic. Ce se întâmplă? Cu toate că în codul penal avem aceste reglementări care sunt acolo din anii 90, pentru că abia în 1990 în România avortul a devenit legal și în 1990 au fost făcute aproape 1 milion de avorturi în acel an, pentru că nu existau metode de contracepție. Tu spui că sunt formale, sunt trecute acolo ca să fie trecute. Așa simt că o să spui. Exact. Din păcate, pe teren, realitatea e alta. Pentru că fiecare spital poate decide dacă în acea unitate spitalicească se fac sau nu avorturi, cum e cazul spitalului din Piatra Neamț. Da, din nou, paranteză. Este această decizie, am citit multe lucruri similare. De obicei, este decizia manageriatul unui spital sau un anumit doctor care poate fi numit și care a luat această decizie din raționamentul, în urma raționamentului său care aparține. Sunt decizii, pentru că dacă eu te întreb asta, dacă managerii unui spital sau unei instituții iau o decizie, decizie oficială. Ori o decizie oficială n-are cum să intre în... Nu poți să ai regulament de ordine interioară care să-ți încalce codul penal sau Constituția. Și de aceea te întreb, dacă s-au luat astfel de decizii, cine le-au luat? Conducerea unor spitale sau unii doctori? Cel mai des se întâmplă să fie alegerea personală a medicilor. Dar există și situații, după cum am spus, există și la Iași, există și la Piatra Neamț, situații în care pur și simplu managerul de spital a decis că în unitatea aia nu se mai fac avorturi. De obicei avorturi terapeutice și la cerere la pachet. Ceea ce este periculos și ilegal. În cazul În cazul medicilor care iau decizia aceasta ca o decizie personală, ei sunt acoperiți de ceea ce se numește codul deontologic al Colegiului Medicilor, care este acest document în care regăsim un articol foarte important, care ne spune așa, că un medic, oricare medic, poate refuza orice procedură dacă aceasta contravine convingerilor sale morale. Ei se folosesc de acest articol pentru a spune pur și simplu că nu îți voi oferi acest serviciu. Se folosesc de el și în cazul avorturilor terapeutice. Eu nu cred că am făcut la început emisiunii diferența, distinția. Între ele, avortul la cerere este avortul despre care ați vorbit, reglementat în codul penal, iar avortul terapeutic este avortul care survine în niște situații specifice. Viața mamei este amenințată, da, sunt mai multe... Exact. Fătul prezintă malformații și este incompatibil cu viața, sarcina nu poate fi dusă în siguranță până la final. Medicii ginecologi sunt obligați să facă avorturi terapeutice, pentru că, practic, momentul în care se decide că urmează să facă un avort terapeutic este momentul în care se spune, da, viața acestei paciente este pusă în pericol de sarcina pe care o are. Nu o putem lăsa să moară. Așa. Dar s-au întâmplat cazuri, te întreb, din ce știi tu, cazuri specifice în care o femeie, viața unei femei să fie amenințată și un doctor știind acest lucru să nu-și facă, nu știu, practic să nu respecte jurământul lui Hipocrate. Au fost concrete astfel de cazuri care se întâmplau atunci, deci situații critice în care un doctor știe despre astfel de cazuri să nu intervină. Din păcate, da. Da? Da, și în cazul de avort terapeutic, în cazul în care nu era sigur că pacienta poate duce sarcina la bun sfârșit, știu și de cazuri în care femei au încercat în perioada pandemiei să-și facă singur avort cu umerașul, ca înainte de 89. Adică e rău, e foarte rău. E în unele comunități la fel de rău cum era atunci când avortul era interzis.
Acum mă uitam și eu pe, sau în a doua jumătate a emisiunii, o să te rog să vorbim și despre ce-ți doreai tu la începutul anului. M-am uitat pe pagina ta de Facebook și am văzut că îți doreai... Uite ce scrie pe 5 ianuarie și sunt lucruri extrem de interesante. Tu spuneai așa, în 2020 îmi doresc ca toate victimele violenței domestice să poată pleca de lângă agresori. Vă citesc, vă spun, dragi prieteni, mi s-a părut foarte frumos ce a scris. Era un gând de început de an. Un gând într-o zi a anului în care nimeni nu se gândea, măcar la pandemie, mulți nici nu știam ce înseamnă. Și continui cu citatul, te citez, uite, tu ești revisire și te citesc. Pentru asta e nevoie de sprijin din partea autorităților centrale și locale. Și urmează o enumerare, care de asemenea, în teorie, există. Toate există, în teorie. Centre de urgență, centre pentru victimele violenței sexuale, proceduri mai simple de decontare a cheltuielor de la medicină legală sau din instanță, brățări pentru agresori, și am discutat în emisiune despre asta de nenumărate ori. Apoi, polițiștii, magistrații, judecătorii să aibă și această formație pentru lucruri cu victimele violenței, instanțe speciale pentru infracțiuni îndreptate împotriva femeilor și copilor și multe altele. Foarte frumos ce ai scris. Dar toate aceste lucruri sunt legate, iată, în mod, să spunem, direct, de existența lor formală, legală. Adică nu suntem un stat din ăsta ciudat de pe o insulă unde asta, lucrurile acestea să nu existe sau să fie combătute în mod legal. Nu, la noi ele sunt, dar, din nou, toate sunt formale. Și acum vine și întrebarea către tine, pentru că e clar că voi aveți, și nu numai voi, foarte multe linii de acțiune. Dar cum procedați? Pentru că în ziua de astăzi și cu pandemia, și cum o să procedați în continuare, Andrada, și cu pandemia, lumea este copleșită, nu numai de stres, și de informații, de un milion de lucruri de care, sincer, n-avea nevoie. Și atunci lucrurile importante își fac foarte greu loc printre toate aceste informații inutile, stratificate, supradimensionate și așa mai departe. Și vreau să te întreb și legat de liniile voastre de acțiune în viitor. Sau altfel spus, cum o să faceți, Andrada? Noi încercăm să menținem un dialog cât mai strâns cu Ministerul Sănătății și apoi să facem datele publice doar după ce am strâns și am sunat la spitale și facem comunicarea către public cât mai facilă. Discursul despre avort e foarte complicat, iar în timpul pandemiei a fost și mai complicat. E un discurs sensibil, pentru că în România, din păcate, se reflectă foarte mult și la nivelul spitalelor faptul că credința religioasă se îmbină cu ideea de drepturi ale femeilor și încearcă să le îngrădească. Asta e, noi încercăm cumva... Poți să merg mai mult pe cuvântul dialog decât cel de discurs? Pentru că eu am crezut întotdeauna, că doar dialogul și explicațiile și informația corectă, care trebuie înțeleasă ușor, poate duce la soluții reale și de durată. Orice tip de discurs, știi, vreau să clarific, nu să te contrazic pe tine, orice tip doar de discurs, nu e, oricât de frumos ar fi și oricât de încărcat de substanță, nu va avea o utilitate, pentru că celălalt nu poate să-și pună părerea. Într-adevăr, noi ne confruntăm, de exemplu, cu situația, apropo de ce ați spus, în care clinici private încearcă să le ajute pe femei în criza de sarcină și, de fapt, le prezintă informații care nu sunt validate științific. Asta este un exemplu foarte bun pe partea de avorturi, de discurs periculos. Ce să-i spui unei femei înainte de a decide dacă face sau nu o întrerupere de sarcină nu e reglementat de lege. Deci există așa numite clinici pentru criza de sarcină. Una dintre ele este, de exemplu, finanțată de Gigi Becali, unde femeile, practic, sunt convinse să păstreze sarcina. Din perspectiva mea, este o abordare periculoasă, non-științifică, care le împinge pe femei, cumva, să devină mame cu forța. Adică li se promit sume de bani în schimbul păstrării sarcinii. Dar nu, vreau să întreb, cred că e un subiect delicat ăsta, apropo de extreme.
Cred că astea sunt cele două extreme. Noi românii suntem foarte obișnuiți și imediat trecem de la o extremă la alta, de la calm total, ne enervăm instantaneu, doar uitați-vă ce se întâmplă în trafic, unde un om care e calm în două secunde începe să înjure. Cred că asta e o trăsătură a noastră, poate și în alte locuri din lume. Dar cred că astea sunt extremele și de aceea trebuie în permanent dialog. Adică să-i spui unei femei să facă oricând dorește, în orice circunstanță, în orice caz, avort. Asta e o extremă. Cealaltă extremă este sub nicio formă să nu faci avort. Sub nicio formă. Sunt cele două extreme. Cred că de aceea e bun și vor fi bune mereu toate aceste dialoguri. Pentru că niciodată extremele nu pot fi aplicate și așa mă gândesc ca soluție de durată. N-au cum. Chiar dacă sunt argumentate, nu pot fi aplicate. Și tocmai de aceea trebuie explicat de fiecare dată. Dacă ești de acord. Sigur, sigur că da. Și apropo de forme de dialog, de exemplu, mi se pare că ar trebui să punctăm și dialogul între cetățean sau ONG, societate civilă și stat. Pentru că, din păcate, pe subiectul acesta este foarte complicat să facem rost de date, de poveștile femeilor, de date din spitale. Eu v-am zis la începutul emisiunii, lucram acum la o bază de date foarte incompletă, pentru că spitalele nici măcar nu raportează numărul de întreruperi de sarcină pe care le fac sau nu și de foarte multe ori mint în legătură cu faptul că fac sau nu întreruperi de sarcină. Este o mlaștină să faci cercetare în subiectul ăsta în România. Scuze, paranteză. Deci aceste rapoarte de care tu spui, care nu sunt tocmai corecte, mă refer la cifre, ele sunt făcute de către spital atunci când raportează către centru, către Ministerul Sănătății, să spunem, sau de către spitale când vine presa? Păi, noi în perioada pandemiei am făcut presiune asupra Ministerului Sănătății să strângă date. Date din 2019, perioada ianuarie-iulie, și 2020, ianuarie-iulie, să vedem cum a afectat pandemia numărul de întreruperi de sarcine efectuate în spitale. Celor de la minister le-a luat aproximativ 3 luni să strângă această jumătate de bază de date, pentru că spitalele refuzau să le dea cifrele. Iar în cazul în care nu se întâmplă așa și nu lucrăm prin Ministerul Sănătății care colectează datele, am fost nevoită de 3 ori în ultimul an să sun la toate spitalele din România, adică în jur de 288 de apeluri telefonice de fiecare dată când am făcut cercetarea, să aflu de la ele. Și cercetarea funcționa cam așa. Sunam, spuneam că am nevoie de o întrerupere de sarcină și întrebam dacă se poate în spitalul sau unitatea spitalicească respectivă. Așa, asta a fost, de fapt, metodologia primei cercetări din 2019, așa cum a fost și metodologia cercetării din timpul pandemiei, în care am aflat că doar 11 spitale din România mai fac întrerupere de sarcină. 11 din aproape 300. Are vreo legătură cu pandemia această decizie sau s-a profitat de pandemie? Și cumva, pentru că pe 23 martie, nu știu dacă vă amintiți, Ministerul Afacerilor Interne a decis că este interzis, practic, să mergi la spital dacă nu ai o urgență. Moment în care, practic, avortul la cerere a fost suspendat. Până când, la presiunile noastre, după ce am aflat de pe teren că mai sunt doar 11 spitale în toată țara, niciunul în București, în care se mai fac întreruperi de sarcină, am trimis o adresă către minister și le-am cerut să facă ceva. Ministerul, la sfârșitul lunii aprilie, a trimis către toate spitalele o circulară prin care le cerea să le acorde femeilor acces la întreruperi de sarcină. După acest document, eu am repetat cercetarea să văd dacă într-adevăr spitalele îl implementează. Și am aflat că nu. Că, de fapt, din cele aproape 300 de spitale și direcții de sănătate care au primit documentul, acum sunt 31 de spitale care fac întreruperi de sarcină, spre deosebire de 11, cum erau în martie. Deci încă 20 de spitale, după presiunile noastre și ale Ministerului, au decis să acorde acces la întreruperi de sarcină. Foarte puțin, multe județe în care nu este niciun spital care să facă întreruperi de sarcină și asta le pune în pericol pe femei care trebuie să se deplaseze distanțe foarte mari în timpul pandemiei,
să găsească un medic care să fie de acord să le facă o întrerupere de sarcină. Să te mai întreb un lucru, dacă e direcționată această linie de acțiune, pentru că te-am amintesc că chiar urmă cu câteva zile, Rosalina Lepădatu, care este șefa Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, vorbea despre lucruri similare. Că oamenii care, la modul general, care au orice alt fel de, nici nu știu cum să numesc, speță, că tot vorbea de codul penal, care nu are o legătură directă cu COVID-ul, sunt trecuți by default pe linie secundară. By default, indiferent care sunt afecțiunile, care sunt probleme, nu că s-a pierdut interesul, că trebuie și ei, sunt pacienți care necesită tratament și așa mai departe. Și vreau să te întreb dacă tot ceea ce povestești este direcționat sau pur și simplu tsunamiul ăsta al pandemiei îndepărtează orice fel de altă problemă, și rămâne doar interesul central. Pandemia, COVID și așa mai departe. Sau este direcționat? Contează, cred. Da, sunt mai multe aspecte. Cumva a început ca un tsunami pentru spitale, mai ales în perioada stării de urgență, mai ales în urma ordinelor. A fost ca un tsunami și vedem asta pentru că Ministerul Sănătății nu era pregătit, nici măcar nu luaseră în considerare că acel ordin al Ministerului Afacerilor Interne ar putea să interzică întreruperea de sarcină la cerere. Nici nu au luat în... Nici măcar nu au fost interesați să vadă de partea de drepturi reproductive cum o să fie afectată. Dar pe partea de avorturi e puțin mai complex. Mulți medici refuză să facă întreruperi de sarcină la cerere pentru că se simt în pericol din cauza pandemiei, pentru că ei consideră că pentru o procedură atât de nenecesară își pun viața în pericol. Doi, există situații în care medicii consideră că nu primesc suficienți bani în urma unei astfel de proceduri și aceasta persistă fie că este pandemie sau nu, chiar și acum. Asta se întâmplă pentru că, din păcate, avortul nu este decontat de casa de asigurări. Prețul unui avort diferă de la 150 de lei la Târgu Neamț până la 1200 de lei undeva în Ilfov. Nu există niciun plafon. Și mai este o problemă cu ceea ce se numește asigurare de malpraxis. Avortul, în cazul în care apare o complicație și, nu știu, viața pacientei e pusă în pericol de procedură, singurul care răspunde în cazul acesta este medicul care a făcut avortul, nu spitalul. Și de foarte multe ori se feresc medicii să-și asume un astfel de risc. Poți Și tolera ministerul... vreunul dintre aceste argumente pe care chiar tu le-ai adus? Asta e grea. De tolerat cu siguranță, adică eu nu dau vina pe medici pentru ce se întâmplă în acest moment în România cu întreruperile de sarcină. Cu siguranță avortul ar trebui să facă parte din asigurare de malpraxis. Cu siguranță prețul avortului ar trebui să fie stabilit și medicii ar trebui să iau o sumă suficientă de bani în urma acestei proceduri și cu siguranță nimeni nu ar trebui să fie obligat să facă avorturi dacă acest lucru contravine valorilor sale. Dar asta nu înseamnă că statul nu ar trebui să oblige spitalul, instituția în sine, să asigure acest serviciu. Noi credem că asta e soluția, de fapt, ca statul să le impună spitalelor ca în acea unitate spitalicească să existe cel puțin un medic care pe tot parcursul anului să poată să facă întreruperi de sarcină, tacerere. Este corect ceea ce spui, mă gândeam, până la urmă, eu sunt o persoană credincioasă și știu exact ce înseamnă liberul arbitru. Și cred că pe lucrul acesta ar trebui să se bazeze oricine. Oricine dorește să ia o decizie în nume personal. Este liberul arbitru și pentru o femeie, și pentru un doctor, și pentru oricine. Și tocmai de aceea cred că statul, exact cum ai spus tu, ar trebui foarte clar să clarifice aceste lucruri. Dacă sunt unii medici care, din considerente morale, nu doresc să facă avort, atunci nu trebuie să facă. Chiar nu trebuie, pentru că asta este decizia lor și altfel ar fi puși să facă cu forța și nu mai au liber arbitru. La fel se întâmplă și cu o femeie care dorește să facă un avort. Tocmai de aceea cred că ce ai spus tu acum
ne apropiem oarecum de finalul emisiunii, este extrem de important. Fără aportul, suportul statului, vom rămâne la niște discuții interminabile în emisiuni, mai vin comunitate și altă dată, apropo, dacă dorește, așteptăm cu drag și în emisiuni viitoare și vom discuta pe chestii concrete sau vom teoretiza. Dar aportul statului este absolut vital, care trebuie să clarifice și să respecte drepturile tuturor comunităților, că de aceea suntem în comunitate sau oricărei comunități, cred. Dacă greșesc să mă întrerup, să știi că nu vorbim pe... Dar așa cred că fiecare... Cu siguranță. Acum ar fi ca de mâine să fie invers scenariu și să obligăm noi toți medicii să facă avorturi, cu toate că știm cu siguranță că le-ar crea un disconfort foarte mare această situație. Dar cu amenințarea închisorii, îți dai seama cum ar fi. Exact. De fapt e același lucru, dar e situația inversată, dar similar. Ar fi situația inversată, dar similară. Cumva, da, există aspecte similare. Mă rog, în situația medicilor nu ar fi fost vorba și de autonomia lor corporală, dar în rest foarte similar. Aici mai un lucru, pot să-l spun eu, bărbat fiind. Deci, întotdeauna, de când mă știu eu și eram mic, așa am fost învățat, nu era vorba de drepturile femeilor și ale bărbaților. Pentru mine toți erau oameni, absolut toți, de oriunde din lume și îmi plăceau de când eram mic și diversitatea mi se părea fabuloasă. N-am pus vreodată la îndoială acest lucru. Toți oamenii ar trebui să aibă drepturi egale. Cu excepție, atunci când este vorba despre naștere, cred că, așa cred eu, să nu se supere bărbații care... Dar eu cred că e singura excepție la aceste drepturi egale. Bărbații... n-ar prea trebui să aibă treabă cu, să-și dea cu presupus. Așa cred eu. Deci ăsta este singurul lucru din lume pe care îl face doar femeia. Bărbatul nu, când naște. Și faptul că în interiorul ei se dezvoltă o viață. Bărbatul n-are vreo treabă în toată această perioadă, decât se învârte pe acolo și zice că a făcut și el parte din proces. Dar cred, așa cred eu, Andrada și dragi prieteni, dar cred că la acest lucru și doar la acest lucru nu toată lumea trebuie să aibă drepturi egale. E singura excepție. În rest, drepturi egale pentru femei și bărbați. Nici n-ar trebui să discutăm despre asta. Doar cu acest amendament, că tot sunt alegeri în America. E un amendament. Dacă ești de acord. Nu neapărat și e surprinzător că feminista vine și spune asta. Știam, întors situația, uite, da. Eu cred că bărbații ar trebui să aibă ceva de spus, mai ales pentru că și în România și peste tot în lume, bărbații sunt cei care mai degrabă se află în poziții de putere în ministere, în spitale, în facultățile de medicină și tot așa. Avem nevoie de bărbați ca aliați, chiar și când vine vorba de avort, sarcină și menstruație. Dar decizia ar trebui să fie a femeilor. Exact. Decizia ar trebui să fie a noastră. E vorba de corpul nostru, e vorba despre experiență pe care o trăim doar noi. Și, într-adevăr, contribuiți minimal la sarcină. Știi că se apropie finalul emisiunii și acum... Nu mai am motive să contraatac. Da, ai dreptate. Nu mai am timp, adică. Da. Dar pe bucățica asta de aliați avem nevoie. Avem nevoie de voi. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru e destul de ok cu accesul la avorturi. A avut niște declarații destul de pro-choice și ne-am folosit de dumnealui ca aliat în procesul ăsta. Andrada, de exemplu, te rog. Cum de exemplu purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății a făcut o declarație care pe noi ne-a speriat și i-am cerut demiterea. Vedeți, un bărbat care ne-a ajutat în acest proces și o femeie care ne-a pus piedici. Da, surprinzător, sincer. Dacă stai și te gândești doar la cum e văzută mentalitatea unui bărbat și a unei femei. Spuneam la începutul emisiunii când... te citam pe tine, tu fiind în direct și eu te citam pe tine ce spuneai la începutul anului. Firește că tema anunțată a fost exact aceasta, legată de avort, de proteste din Polonia, implicațiile pe care ar putea sau nu să le aibă în România, astfel de lucruri și așa mai departe. Dar toate lucrurile pe care ai spus pe 5 ianuarie în postarea ta pe Facebook sunt fiecare dintre ele subiect pentru, nu o emisiune, ci vreo 20, cred. N-avem atâta timp, mai avem câteva minute, dar o să te rog așa să trecem
încă o dată prin lucrurile pe care le-ai spus și să te întreb dacă parte dintre ele sau toate sau unele dintre ele se confruntă cu aceleași probleme în țara în care trăim. Victimele violenței domestice, dezinteresul, doar discuții și anunțuri cu pompoase, cu mare tamtam, dar de fapt concret pentru femeile care sunt violate și violentate și se întâmplă atâtea lucruri cumplite cu ele. Culmea că oamenii au început, din păcate, să se imunizeze, care cred că este cel mai mare pericol dintre toate. Și vreau să te întreb dacă fiecare dintre lucrurile pe care ți le-ai dorit pe 5 ianuarie are un munte tot atât de înalt de urcat sau din 5 ianuarie și până acum s-au mai făcut niște pași? Nu cred că e mai înalt, sincer. E mai rău acum, da, e cu siguranță mai rău. Deci râsul ăsta nu e râs, înțelegeți, dragi prieteni. E un râs cinic. E un râs de disperare. Da, așa este. Numărul de apeluri la numărul pentru victimele violenței domestice s-a dublat în perioada pandemiei. Legea privind brățările pentru agresori e undeva în Parlament pierdută de ceva vreme. Da, explică-mi și mie, nu înțeleg. Fii atent, Andrada, și dragi prieteni, am mai discutat în emisiuni de-a lungul timpului. Pe cuvânt, nu înțeleg ca un copil mic. De ce nu această lege, care e problema cu ea? Nu sunt brățări? Deci nu avem o fabrică? Să se facă licitații, nu e o fabrică pentru brățări? Procedura de click a brățării este foarte complicată și trebuie niște specialiști. Sunt atâtea țări în lume în care agresorii poartă astfel de brățări. Ei au ajuns să poarte astfel de brățări în urma faptelor lor. Deci nu le pune cineva brățările acolo ca atunci când ești din mall. Deci lucrurile acestea nu văd care ar fi problema legală. De ce zăbovește? Am discutat și acum luni de zile și ani de zile. De ce zăbovește o astfel de lege în Parlament? Pe cine încurcă? Pe cine s-ar simți lezat? Ce interese ar... ar interfera, nu? Pe cuvânt, dacă înțeleg de ce zace în Parlament. Noi ne-am văzut de multe ori de argumentul nu avem bani. Pentru brățări. Este absolut halucinant. În condițiile în care multe femei cu ordin de protecție mor sau sunt bătute. Nu știu, avem un caz, de exemplu, în Valea Seacă, de acum câteva luni, în care o femeie care avea ordin de protecție era acasă, iar agresorul, împotriva căruia era ordinul, i-a dat foc la casă. Ceea ce nu s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi avut o brățară. Așa este. Ce poliția ar fi fost anunțată. Spune-mi despre centrele de urgență. Mi-am amintesc că în 2018, acum 2 ani, cu aproximație, am avut o discuție cu o doamnă care a venit tot aici în studio și despre legat de centrele de urgență, unde un fel de sanctuar pentru femei, primul loc dincolo de poliție care vine, mă rog, ia notă, face dosar, ce fac ei acolo, ce trebuie să facă. Dar un loc unde să fugă, pur și simplu, deci să scape cu viață. Sunt momente multe în care trebuie să fugă undeva să scape cu viață, în secunda aia. Și rolul centrelor de urgență, unul dintre roluri, acesta este. Acum, exact. Cum stăteam? Stăteam groaznic acum 2 ani. Acum, cum stăm? Tot a crescut muntele și ăsta a crescut, Andrada. Asta nu cred că a crescut, cred că a rămas cam la fel. În sensul în care știți eu că anul acesta Gabriela Firea a închis singurul centru din București care funcționa non-stop pentru victime, pentru că a spus că nu mai este finanțare. Asta a fost un pas înapoi major. Apoi, în timpul campaniei electorale, tot Gabriela Firea a deschis 2 centre, dintre care unul nu era funcțional și nu ar fi putut primi victime sau beneficiare. În București, la ora actuală, există un singur centru în care victimele se pot duce și pot primi asistență juridică, consiliere psihologică, cazare pentru ele și pentru copii. Programul grădiniță. Non-stop, te întreb, pare amuzantă, dar nu e amuzantă întrebarea. De ce program non-stop? Da. E foarte important să fie program. Păi bineînțeles că este. Violența nu se întâmplă nu între între 9 acută. Și 17, exact. Așa este. Între ore de lucru. Și de foarte multe ori femeile astea trebuie să plece urgent din casă. Centre pentru agresori încă nu avem niciunul în țară. Centre specializate pentru victimele violenței sexuale. Centrele pentru agresori, se numesc închisoare.
Eu așa știam că se cheamă. Un centru pentru agresori. Acolo se centralizează agresorii și infractorii în general. Se numesc închisori. Avem. Avem nevoie de centre care să-i concilieze pe agresori să... A, în sensul acesta. Nu mai facă asta. Pentru că violența domestică este una dintre infracțiunile cu un grad de recidivă foarte mare. Adică chiar dacă îi încarcerăm pe agresori, ei s-ar putea să se întoarcă după ce ei, nu știu, un an, doi, trei de închisoare pe care îi fac, dacă îi fac, că de cele mai multe ori primesc pedeapsă cu suspendare. Știi de ce există recidivă de foarte multe ori? Nu e o scuză, e o explicație. Pentru faptul că agresorii știu că nu li se întâmplă nimic. Exact. Sau ceea ce li se întâmplă este la nivel de eventual câteva hârtii foșnite de către niște unii oameni pe care nici nu îi întâlnesc măcar. Dar ceva concret nu sunt amenințați. Apropo de liberul arbitru. Deci ei comit niște fapte și nu există, n-au nicio responsabilitate pentru, da, pentru aceste fapte nici ei și nici nu există consecințe pe care să le simtă concret. Și atunci automat apare și recidiva. Automat. Exact. Noi am fost șocate în ultimele luni de numărul foarte mare de pedepse cu suspendare sau achitări în cazurile de viol cu persoane minore sau de act sexual cu un minor. Adică fetițe de 3 ani, de 10 ani violate și judecători sau judecătoare care au dat sentințe cu suspendare. Pentru că au spus că minorul și-a dat, a consimțit la faptă, ceea ce este halucinant. Fie că minorul a consimțit la faptă, fie că fetița respectivă de 10 ani era îmbrăcată provocator. Da, halucinant. Să mai vine emisiunea noastră, Mandrad. Bine, nu e, e liber arbitru, dacă dorești. Mulțumesc, dar mi-ar plăcea. Bine, și o să mai discutăm pentru că permanent se va întâmpla ceva. Apropo de știre și ce înseamnă informația, cu asta am plecat. Când se întâmplă ceva de interes, da, acest lucru e informație, dar de multe ori și când nu se întâmplă nimic, este tot o informație și sunt foarte multe cazuri în care este mai importantă acea informație decât dacă se întâmplă ceva. Andrada, dragă, te mai așteptăm cu drag în emisiune. Reamintesc, dragi prieteni, Andrada Cilibiu de la Centrul Filia. Am văzut de curând e o comparație pur și simplu, pe feeling. Am văzut de curând un film istoric cu Ioana Darc și mi se părea absolut extraordinar cum era o bucățică de om, pur și fizic, la propriu, o bucățică de om extrem de carismatică și cu o figură angelică așa. Și a reușit, nu numai că a reușit să rămână în istorie ca un om absolut extraordinar, dar la vremea respectivă a reușit să strângă mii și zeci de mii de bărbați, eroi ai vremurilor respective, nobili, care au mers după ea. Au mers după ea și s-au raliat cauzei ei. Deci, se poate. Andrada... Și avem exemple foarte bune de lideri de stat femei în țările nordice care asta fac. Trag o armată de bărbați ca să facă bine pentru comunitatea pentru care muncesc. Corect. Mii de mulțumiri pentru faptul, în primul rând, pentru faptul că ai acceptat să stai de vorbă cu noi și nu doar cu noi, cei de la București FM, ci firește și cu ascultătorii, pentru că ei sunt cei mai importanți. Întotdeauna, în urma oricărei discuții, fiecare trage ce concluzii poate și, de asemenea, ce concluzii dorește. Pentru că, de multe ori, poți să, din păcate, să tragi o concluzie pe care doar că o dorești. Nu neapărat știind că este și cea corectă. Andrada, o săptămână plăcută în continuare și nu cu o promisiune, că asta înseamnă să te implici și neapărat să vin într-un viitor, dar atunci când o să ai timp și lucrurile se manifestă într-un fel sau altul, asta ca să fiu diplomat așa pe final de emisiune, te rog să ne ții pe noi la curent și firește pe ascultătorii noștri. Sigur că da, mulțumesc mult, săptămână faină. Cu drag, asemenea și o săptămână faină. Dragi prieteni, împreună Andrada Cilibiu și Răzvan Ursuleanu, vă mulțumesc pentru, ca de fiecare dată, pentru faptul că sunteți alături de noi București FM. Toate cele bune, pa, pa!